Salut, mășacalilor, ce faceți? După cum bine puteți vedea, suntem la o piscină, azi am zis să facem un challenge. Am zis să facem imită săritura challenge, adică era un joc când mergeam eu cu mulți ani în urmă, jucam cu prietenii la piscină. O să vin mai aproape în caz că nu s-aude. Era un joc pe nume Capitanul, frate, și trebuia să completezi literele prin sărituri. Și care făcea cât mai multe litere pierdea. Nu ne-am putut abține să nu intrăm un pic în piscină, tocmai de-aia nu uitați să lăsați un like și să vedem cine câștigă. Mai este lume, așa că am încercat să ne, nu știu, punem noi undeva pe aici ca să nu încurcăm pe toată lumea. Sper că s-aude, mi-am pus și microfonul, sper. Dacă nu punem subtitrări și asta e, aiurea că este ecou din cauza că este acoperit, dar vedem noi cum facem. 3, 2, 1 și... Eu trebuie să încep, fac... Bine, o să încerc să mă gândesc la o săritură. Prima săritură pe care ți-o voi da va fi o săritură perfectă în cap. Privește, prieteni, trebuie să faci la fel? Și că perfect. Dar bine, bine. Fix perfectă n-a fost. Doar perfectă n-a fost. A fost perfectă. N-a fost perfectă? Nu. Nici pe aproape. Hai, așa trebuie să fii picioarele lipite cum a fost la mine. Dar du-te, bă. Hai, bă, sari. Bă, perfect. Hai, sari. Sar cum știu eu, dar... Hai. Aaaa, dar nu pot să-ți dau punctul. Nu pot să-ți dau punctul. E cât și rău. Ce-o fost asta, frate? A fost tu urâtă. Păi prima dată am lăsat cu picioarele drepte. Și după aia mi-am dat seama că nu pot să trec cu picioarele drepte, frate. Și mi-am dat peste cap. Bine, o mai dau o dată? Nu, hai că vom schimba literele jocului, vom face S, N, I, K. El are S, dacă ajunge la SNIC, o să-ți iardă. Deci, care e săritura pe care vrei să o faci? Și te dau înapoi. Bă, unde o arunci aici? Da, ce unde prind? Bă, ce-o fi? Bă. Unde-i mingea? Unde-i mingea? Nici n-am apucat, ai sărit prea repede, n-am apucat să filmez. Nu știu exact ce-o vrut să facă nenea asta, nici n-am apucat să prind pe cameră, dar mai explică-mi odată ce trebuie să fac. Deci, am luat mingea, mi-am luat-o pe aici pe desubt și am luat-o și am luat-o înapoi. Bine, hai, ia tu camera. Bine, hai să te-o. Deci eu am S și tu ai S, da? Da. Trebuie să fac o săritură, da? Că atât aici la săritură, îți recomand să vii în partea asta. Va fi săritura care îți dai drumul pe spate și te rogi să nu te usfere spatele toată viața. Deci mai pe scurt trebuie să dai spate. Mai pe scurt, săritura îngerului. Măcar cu mâinile aici, mă. Săritura îngerului. Săritura îngerului e să înceapă cu o cruce, da? Deci mai pe scurt, îți iau, te usfere. Mai încet, bu. A fost picioarele drepte măcar? N-a fost atent, dar a fost. Mă ustură spate. Deci mai pe scurt ce trebuie să fac? Îi să ne-au în spate să mă ustură spatele toată seara, nu-i așa? Așa-i. Îți faci o cruce și începi, Ștefan. Haide. Bine, bine. Hai, Doamne ajută. Dă-i, săritura îngerului. Ștefan, hai. Acum, repede. Hai, Doamne ajută. Ce ustură, nu de glumă. Deci avem S amândoi, au făcut săritura corect, acum hai el trebuie să dea o săritură. Nu, eu sunt? Ola. Na, tu nu prea ești. Mâinile la spate aici. Așa, am înțeles. Hai, Ștef, da. Hai, Ștef. Hai că poți. Și la tot. Mâinile la spate legate așa. Ca la priză, vrei, da? Așa. Bă, da, cap direct, ai văzut salamandru. Da, bine, te-ai dus, te-ai văzut cap bolondru. Hai, John. Sar, da? Da. Bă, John, tu ai, nici măcar n-ai sărit, ți-ai dat drumul așa în cap. Următoarea săritură pe care o voi efectua. Săritura LeBron James se numește, săritura Lakers, așa se numește. Vom efectua o săritură în care mingea va fi aruncată perpendicular, transversal în fața noastră. Nimica, crede-mă. O să vadă lumea. Fii atent, uite de bun. Vedeți pe aici, da? Da. Ce n-ai mă fost asta? Da, care vedea asta, LeBron ar fi dezamăgit de el însuși. Bă, trebuie să o arunci în fața ta și când sare o prinzi. Arunci mingea în față, o prinzi și dai coș dunk. Băi, așa mă arunci. Dai slam dunk, trebuie cu ambele mâini așa, dai dunk. O arunci și o prinzi cu ambele mâini și dai dunk, hai, hai.
hai, să zicem. Bă, m-a aruncat-o, bă! Bravo, bă! Ai re... Și LeBron James îmi scrie! Se pare că n-am reușit să-l întorc la pe ei. Cine dă, te atinge. Se pare că cum era Sunica? Ai Sunii? Nu, nu pot să cred că ajung la propriul meu nume. În propriul meu joc, cu propria mea cameră. Ok. Pe propriul tăi bani. Pentru asta îți voi da o provocare foarte grea. Voi ieși din piscină. Nu mai poți de piscină. Săritura pe care o vei efectua pe lângă cam foarte mulți mușchi. Așa, se numește săritura bate... Se numește săritura bate palma. În sensul în care se va efectua o săritură și filmează aici. Se va bate palma așa, pe sub picior. Bine, se. Cine nu reușește la jocul lui se pune literă? Da. Ești pregătit? Ești gata. Se pare că a reușit săritura dublu palmă. Se pare că ți-ai ieșit săritura bate palma. E una că țin Hai, Johnule, hai! Ai bătut de două ori aici, așa dat la spate, n-ai bătut aici. Ștefan, cu părere de rău, ai sână-i capa. Și sână-i capa? Așa vreau, e jocul meu. Ai nici cea mai mică idee, și capa. Nu mă interesează că e jocul tău, să vii și-i spin. 30 de aici, faci un apic când-și bate la cap. Hai să vedem. Duci așa și să... Voi refuza să fac această chestie pentru că nu sunt un bastard prost, un țăran, un obosit. Nu sunt un obosit ca să fac asta, sunt un om educat. Sunt un om educat. Hai că ești roșu, da. Pentru că sunt un om educat, voi refuza să fac această săritură pentru că voi deranja pe toată lumea de aici și mă va da afară. Tocmai de asta, nemai având baterie la cameră, îmi voi asuma și voi pierde jocul. Bineînțeles, Iar. Propriul meu joc, asta este. Oricum mi-am mutat și camera și trepiedul și telefon și tot, dar îmi vine, nu-mi vine să cred că am pierdut la jocul meu, la propriul meu joc. Uite, am dat și un follow și pe TikTok. Am postat un videoclip de la piscină pe super TikTok, gata, acolo de descriere, unde mă lovi, trebuie să vă uitați. Un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa. Pa.